Seara. Sâmbătă și duminică s-a disputat o nouă etapă din cadrul Superligii Județene la fotbal. Rezultatele înregistrate au fost următoarele: Mirea Țifești, Victoria Bugești 2-2, Tractorul Nănești, Dinamo Tătăran 3-4, CSM Focșani, Național Golești 2-1 și FCM Ajut, Euromania Dumbrăveni 2-2. Pe primul loc se află CSM Focșani, 43 de puncte, urmată de Victoria Bugești, 32 de puncte și Național Golești, 31 de puncte. Se pare că CSM Focșani se poate considera încă de pe acum câștigătoarea Ligii a 4, urmând să participe în luna iunie la barajul pentru promovarea în Liga a 3-a la fotbal. În continuare, vă invit să urmăriți un rezumat al partidei dintre FCM Ajut și Euromania Dumbrăveni, meci terminat la egalitate, scor 2-2. O vreme închis aici la Ajut. Să sperăm că vom asista la un meci frumos. Cele două echipe se pregătesc acum să înceapă partida. Lovitura de începere va aparține echipei gazdă. Iată cele două formații. Euromania Dumbrăveni, Sava Bogdan, a fost Popescu Florin, Negoiță Vlad, Zăgan Ionuț, Gheorghiță Aurelian, Ivan Cătălin, Moise Beniamin, Olteanu Adrian, Grigorică Bogdan, Stan Rudinel, Văcianu Alexandru, antrenor Daniel Bănică. De partea cealaltă, FCM Ajut, Darie Bebe, Rusu Alexandru, Făcăoaru Cătălin, Tăbăcaru George, Frangolea Bogdan, Croitoru Răzvan, Radu Ionuț, Nicolae Ciprian, Gărmălan Mădălin, Tăbăcaru Iulian, Stoian Mihai, antrenor Pompiliu Borja. Acum un atac, obțin o lovitură liberă. Arbitrii acestei partide sunt Ivan și Mătălin, ajutat la cele două linii de Ignat Cosmin și Vradie Alexandru. Iată-l pe Olteanu, în combinație cu Rodinel Stan. Etapa trecută, FCM Ajut a pierdut meciul pe care l-a disputat în deplasare cu voința Slobozia Cioreș, scor 2-0, iar Euromania Dumbrăveni a cedat pe teren propriu în fața liderului clasamentului CSM Focșani cu scorul de 3-0. Euromania Dumbrăveni ocupă poziția a patra în clasament cu 29 de puncte, în timp ce FCM Ajut se află pe locul 9 cu 12 puncte. Iată și o primă lovitură de colț. Prima lovitură de colț acestei partide aparține oaspeților. A început deja să plouă aici la Ajut. Trage de vorba. Trage de vorba.
Oltean a ridicat această luptură de la toți, pentru că e o România Dumrăveni. Respinge potarul Daria, imediat pe cei de la FCM Ajută, pornind un atac, să mingea este în afara terenului de joc. Germanan Mădăr, deposedat și gazdele vor arunca de la margine, ci în frangolea Bogdan. Nicolae a centrat și iată Zăgan acordă corner pentru echipa gazdă, este primul corner pentru FCM Azur. Tăbăcală execută această lăgătură de colț în alt, în careu. Iată o șut și deschidere de scor. Nicolae Ciprian îl împinge pe Borș. Un șut de la marginea careului de 16 metri. Un gol venit în urma unei lovituri de la colț. Iată minutul 10. FCM Azud conduce pe România Dumbrăveni cu scorul de 1-0. A fost prima acțiune de atac importantă a gazdelor, iată că au reușit să deschidă scorul. Gheorghe Sășu Olteanu în preajma balonului până la urmă. Gheorghe execută această lovitură. Moise în șut spre poate respinge apărarea azudenilor. Iată pe Olteanu pe partea dreaptă la marginea careului. O centrare bună și iată trei jucători de la România Dumbrăveni să trimită balonul în poartă, o centrare foarte bună a lui Olteanu. Și iată finalul primei reprize. Așa cum vă spuneam, după 45 de minute de joc, FCM Azud conduce pe Euromânia Dumbrăveni cu scorul de 1-0. Gheorghiță. Moisă. Șut de la mare distanță. Mingea trece peste poartă. Ivanciu Cătălin a șutat. Poziție de offside. Grigorica Bogdan surprins acolo în poziție de offside. Arbitrii acestei întâlniri sunt Ivanciu Mădălin, ajutat de Ignat Cosmin și Vrabie Alexandru. Thank you.
Nicolae în duel cu Văcianu. S-a descurcat bine. Olteanu. Tot pe Moise recuperează echipa gazdă, care pleacă acum pe contraatac. Zăganu se respinge acolo. Rodinel Stan înapoi pentru Gheorghiță. Acum Moise. La fel ca și în prima repriză, Dumbrăveniul controlează jocul, au o posesie mai bună, dar nu reușesc să se apropie periculos de poarta lui Darie. Dar pe Radinel Stan, la centrare, în fața porții. Este reținut de portarul echipei gazdă, o evoluție bună până acum a lui Darie, care a avut o intervenție bună în prima repriză. Acum Podaru. Moise o pasă în diagonală. Grigorică pe partea dreaptă nu reușește să dribleze și acum gazdele pe contraatac prin Radu. Mingea ajunge la portarul Borș, care a repus rapid. Aruncare de la margine pentru Romania Dumbrăveni, acum Văcianu este liber pe partea stângă, are timp să-și caute un coechipier, a trimis o centrare cu o lovitură liberă pentru FCM Azud. Convinge lungă, dar acolo nu se află niciun jucător celor de la FCM Azud și atât din nou pe România Dumbrăveni construiește un atac. Croitorul, un joc bun făcut de mijlocașul central al gazdelor. Cum Zăgan pentru Moise. Centrarea lui Moise, minge prea înaltă. Răduc obține lovitura de colț. Răduc a intrat pe teren în cea de-a doua repriză, la începutul celei de-a doua reprize. Iată, din nou ocazie pentru România Dumbrăveni. Zăgan, cred că a trimis acolo peste poartă din interiorul careului de 6 metri. O
bună șansă de egalare pentru Oaspeți. Acum în minutul 65 al partidei. Iată replica echipei gazdă. Intervine Zăgan și oprește acest atac. Acum Moise. Răduc. Rodinel Stan. Tot pe Răduc. Șut al lui Rodinel Stan blocat. Crește presiunea echipei din Dumbrăveni și va fi o nouă lovitură de colț. Gheorghiță execută, o minge înaltă. A respins Stoian. Iată o posibilitate de contraatac pentru FCM Jud. Germălan este portarul Borș și reține acest balon. Acum Văcianu. Reduc. Bun controlul balonului. Iată, a încercat o pasă pentru Grigorică. Rodinel Stan cu Văcianu. Un atac al gazdelor. Podaru încerca să-i trimite lui Germălan, a intervenit din nou portarul Borș. Iată oaspeții, Grigorică, în careu. Acum Moise. Un șut slab al lui Moise, mingea trece însă pe lângă poartă. Iată acum un gol înscris de Olteanu, golul egalizator în minutul 67 al întâlnirii. Iar România Dumbrăveni reușește egalarea. Liber din interiorul careului, 16 metri, Olteanu îl învinge pe portarul Radjudean. La echipa gazdă pe teren va intra Spiridon. Iată că dominarea echipei România Dumbrăveni se concretizează. Scorul este acum 1-1. S-a fost faultat și va fi lovitură liberă pentru România Dumbrăveni.
și de la mare distanță al lui Rodinel Stan, mult peste poarta lui Darie. Romania Dumbrăven este campioana ediției trecute de campionat. Gheorghiță pentru Răduc. Atac al judenilor, acum Podaru, șuta lui Podaru, respins de Zăgan. Moise, Rodinel Stan, posibilitate de contraatac pentru oaspeți. Este lovitură liberă acum pentru oaspeți. S-a trimis înalt în careu. A boxat Daria, acum Vărcianu. Olteanu nu a reușit să rea spre poartă dintr-o poziție favorabilă. Răduc la marginea careului de 16 metri. Jocul continuă, un contraatac al gazdelor. Este o pas greșită. Moise, o centrare pentru același Olteanu. Iată o greșeală a lui Darie și Vecianu marchează pentru Euromania Dumbrăveni. Iată, în 5 minute oaspeții reușesc să întoarcă rezultatul. Suntem în minutul 70 al partidei și România Dumbrăveni preia conducerea aici la Adjud. După ce gazdele au deschis scorul în minutul 10 prin Neculai, Olteanu a reușit egalarea pentru România Dumbrăveni și iată acum Vecianu. A dus scorul la 2-1. O nouă acțiune de atac periculoasă a oaspeților, Răduc. A răsprins Făcăoaru. Rodinel Stan pentru Moise. Acum Podaru, iată o șansă bună pentru Adjuden. O pasă pe partea stângă, iată un atac periculos. Șuci, gol! Ce gol frumos! Marchează Stoian Mihai. Iată
FCM Azzurri de reușește egalarea prin Stoian. Minutul 72, din nou se modifică scorul aici la Azzurri, acum FCM Azzurri e România Dumbrăveni, este 2-2. Un șut foarte frumos din interiorul careului, mingea se duce la vinclu și portarul Sava este învins pentru a doua oară. O repriză secundă frumoasă cu 3 goluri marcate până acum. Neculai, autorul primului gol, o pasă pe partea stângă pentru Radu. Acesta îi trimite lui Stoian. Din nou Radu. Și va fi, iată, o lovitură liberă pentru FCM Azzurri. Radu Ionuț va executa. Încearcă să trimită direct spre poartă. Reține Sava. Acum Apostolescu. Grigorică. Rodinel Stan. Moise pătrunde în careu. Jocul este întrerupt. Jucător al echipei FCM Azzurri este căzut pe gazon, este vorba de Radu. Pasă pe partea dreaptă pentru Grigorică. Grigorică întoarce înapoi pentru Răduc. Și acesta de la 11 metri trimite peste poartă dintr-o poziție foarte bună. Șansă de gol irosită de România Dumbrăveni. Acum când suntem în minutul 79 al partidei. Va fi un final de meci interesant. Podaru pierde acest balon, acum Văcianu pentru Olteanu. Răduc, din nou șutul lui Răduc trece mult pe lângă poarta lui Darie. Thank you.
Postolescu aruncă de la margine pentru Euromania Dumbrăveni. Negoiță către propriul portar. Din nou Negoiță. De joc confuze la mijlocul terenului, în cele din urmă posesie pentru România Dumbrăveni. Olteanu insistă acolo și obține o lovitură de colț. Moise acum la balon, o centrare. O șansă de contraatac pentru Adjuden. Acum Olteanu. Centrarea lui Olteanu, Grigorică nu reușește să reia periculos din interiorul careului. Acum Văcianu, Rodinel Stan. Necula este faultat. Și mai se vede un cartonaș galben. Cred că echipa care va reuși să înscrie prima va câștiga această partidă, să vedem. Șase minute rămase de disputat din întâlnirea FCM Judeo România Dumbrăveni. Scorul este egal, 2-2. Rodinel Stan urcă acum în atac. Olteanu. Lovitură de colț. Iată-l pe fundașul central al oaspeților, Zăgan, urcat în careul advers. Hai! Stoian. Pasă bună pe partea stângă pentru Podarul, însă acesta nu reușește să intre în poziția balonului. Gheorghiță. Pe Moise, pe partea stângă. Un duel cu Făcăoaru.
jocul este întrerupt. Va fi o aruncare de la margine. Centrarea lui Moise și portarul Darie este faultat. Spiridon pentru Pădaru. Lovitură liberă pentru Oaspeți. Băcianu îl găsește bine pe Olteanu la marginea careului de 16 metri. Răduc nu are cu cine combina. Acum Gheorghiță, Moise, Rodinel Stan, dominare totală a echipei România Dumbrăveni. Apostolescu ajunge acest balon. Asta centrarea lui ajunge în brațele portarului Darie. Degajare lungă. Apostolescu pierde acest balon. Intervine Negoiță și oprește atacul gazdelor. Acum Rodinel Stan. Pe Zărgan, alergând după această minge, iată, am intrat în prelungirile acestei partide, arbitrul Ivanciu a arătat 3 minute de prelungire. Gărmălan pe partea stângă. Iată un atac periculos. Podaru nu a găsit cea mai bună soluție. O pasă pe partea dreaptă. Ar fi găsit acolo liber pe Spiridon. Va fi în cele din urmă lovitură de colț pentru FCM Azud. Doar doi adjudenți se află acum în careul oaspeților. Respinge Negoiță. Finajează Sava Bogdan. Un atac periculos și de la margine se ridic Fan Ionu. Grigoric a fost surprins în poziția afară din joc.
Ultima fază, hai! Iată din nou acțiune de atac periculoasă. Stoian nu reușește să centreze. O ultimă acțiune de atac, cred, a oaspeților. Iată-l pe Rudinel Stan. Și prelungește prea mult mingea. Așadar, aici la Ajud, FCM Ajud și România Dumbrăveni se află la egalitate, scor 2-2. Golurile au fost marcate de Neculai și Stoian pentru echipa gazdă, în timp ce pentru România Dumbrăveni au marcat Olteanu și Văcianu. România Dumbrăveni a fost echipa care a controlat acest joc, a dominat mai mult, gazdele s-au apărat și pe contraatac au reușit să înscrie de două ori și iată acum fluier final al acestei partide. FCM Ajud și Euromania Dumbrăveni termină la egalitate, scor 2-2. We'll be right back.